infracțiunile cu violență sunt din ce în ce mai multe. De asemenea, accidentele cu victime aproape că ne îngrozesc, bun găsim doamnelor și domnilor, la o nouă ediție audiența. Cât de sigur este județul Giurgiu? Cât de sigur este municipiul Giurgiu? Aflăm în această seară de la distinșii mei invitați. Am să încep prezentările cu domnul comisar șef Cătălin Bonteanu, șef birou drumuri naționale și europene din cadrul serviciului rutier. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezența în platou, pentru că ați acceptat să veniți în platou la audiența. De asemenea, vi-l prezint pe inspectorul principal, Marian Bratu, șef serviciu ordine publică. Bună seara, mulțumim de invitație! Municipiu sau județ? Șeful serviciului județean. Județean, așa. M-am gândit că fac eu o confuzie. Și nu în ultimul rând, comisar șef Stelian Bătrânache, șef birou analiză și prevenirea criminalității. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, giurgiuveni. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că sunteți în platoul audiența în această seară. Mă simt foarte bine în prezența dumneavoastră, așa văzându-vă în uniformă, mă simt, îmi dă un grad sporit de siguranță. Glumesc, aici sunt în siguranță oricând. Este ținuta pe care o respect cel mai mult. Vorbesc de ținuta pe care dumneavoastră o îmbrăcați cu mare responsabilitate în fiecare zi. Ați văzut, am văzut cu toții, noi poate nu vedem tot, dar dumneavoastră cu siguranță sunteți informați de ce se întâmplă în toată țara. Când vorbim despre infracțiuni, noi nici nu știm câți urmăriți generali or fi, nu știm multe, dar atât cât vedem la televizor, presa este mai informată. Noi, cei din presă, avem acces mai mare la informații. Este România o țară nesigură? Pentru că, vedeți, vine un caz din ăsta de viol de la Vaslui care oripilează prin violență, prin nu știu ce, sau eleva găsită moartă la Craiova, într-un parc. Eu mă îngrozesc, am o fată și mă uit și mă îngrozesc. Este România o țară sigură? Dacă uite să intervin eu susțin că da, având în vedere indicatorii de la nivel național, nu putem să spunem că suntem o țară ca cele din vest sau să ne ducem mai departe unde este o libertate lăsată la portul armelor, portul armelor albe. Noi avem totuși o legislație restrictivă care ne dă o siguranță și pentru cetățeni. În momentul de față avem o lege 295, cea armei care e poate cea mai bună din Europa și foarte puține modificări a avut de când a fost publicată, tocmai pentru că a fost făcută bine, gândită bine și s-a gândit că libertatea portului armamentului ar duce undeva la un haos. Da, 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 foarte bine, da. Și sper să nu sufere modificări această lege. Motiv pentru care chiar putem spune că avem o situație exactă a deținătorilor unor asemenea arme. Din punct de vedere al violenței, observăm în stradă, peste tot, sunt locuri unde sunt mai multe sau mai puține asemenea fapte. Unele de o violență, cum ați ridicat și noastră exemplul acesta la Craiova, care încă e în cercetare, putem să pronunțăm, dar într-adevăr este un caz deosebit. Din fericire, noi în județul Giurgiu nu avem asemenea evenimente, motiv pentru care chiar țin să vă asigur cetățenii că din punctul nostru de vedere al poliției, județul Giurgiu e un județ foarte sigur. Foarte sigur. Eu consider că toate faptele care sunt la nivelul județului Giurgiu sunt anumite fapte mărunte care deranjează populația, e adevărat. Acea
acel furt de o găină sau de nu știu ce alte lucruri din gospodăria cetățeanului, acele mici violențe se duc cetățenii la birt, se apucă de un pahar, își aduc aminte de niște datorii și se iau la o mică ceartă. Dar de la astea până la faptele cu mare violență, noi suntem departe. Și să auzim un punct de vedere și din perspectiva biroului de analiză și prevenirea criminalității, domnule comisar șef Bătrânache. Bineînțeles. Deci la nivelul Inspectoratului de Poliție Giurgiu, prin biroul de analiză și prevenire a criminalității, se derulează mai multe programe de prevenire. Care sunt cele mai importante pentru aducerea la cunoștință a cetățenilor și a populației cu privire la prevenirea anumitor gen de fapte. De aceea vreau să enumerez, să avem două programe naționale care se desfășoară la nivel național și se realizează și la nivelul județului Giurgiu, și aici pot enumera programul național de prevenire în sistem integrat privind infracțiunile contra patrimoniului, deci tot ce înseamnă infracțiuni contra patrimoniului. Un alt program național care este în derulare și un accent foarte mare pe acest program este programul privind prevenirea în sistem integrat a delincvenței juvenile. Este vorba de tineretul din școlile, din instituțiile de învățământ de pe raza municipiului și județului Giurgiu. Foarte, foarte important. Avem și un program local unde ne-am stabilit niște ținte. Este vorba despre programul local de prevenire a infracțiunilor de loviri sau alte violențe. Ceea ce spunea și colegul meu, domnul inspector principal Bratu, căutăm în permanență să abordăm aceste probleme prin prisma analizelor care se realizează zilnic la nivelul conducerii inspectoratului, la nivelul structurilor de ordine publică, poliție judiciară, poliție rutieră. În permanență căutăm să evaluăm acest fenomen infracțional, iar acolo unde se impune și avem astfel de fapte comise cu violență, să intervenim prompt. Pe punctual, în anumite comune, în anumite locuri, unde comunități, unde ne stabilim grupurile țintă de cetățeni, unde se întâmplă cartiere de cetățeni mai violenți, cartiere de romi. Deci, preponderent, acționăm pe grupuri țintă. Avem și în derulare și trei campanii la nivel local. O primă campanie este planul de acțiune de implementare a campaniei de prevenire a înșelăciunilor prin metoda accidentul, ceea ce se comit, nu am avut cazuri la noi, dar la nivel național sunt înregistrate astfel de fapte. O altă campanie care o avem împreună cu Poliția Rutieră, inițiată la nivelul Direcției Poliției Rutiere și cu ajutorul Institutului Național de Cercetare și Prevenire a Criminalității, prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității la nivel județean, este campania Motocicliștii există în trafic, nu trece dincolo. Și la această campanie se realizează o serie de activități împreună cu atât cu Poliția Rutieră, cât și cu lucrătorii de ordine publică din structurile, subunitățile Inspectoratului de Poliție al Județului Giurgiu. O campanie foarte importantă, am avut-o și o avem în derulare, este campania Și tu poți deveni polițist. O campanie inițiată de la nivelul Poliției Române și transpusă și la noi la nivel local, s-a desfășurat în două etape. O primă etapă în perioada martie-iunie, o a doua etapă urmează a se derula în perioada octombrie-decembrie. Aici putem vorbi mai la... Da, este... Concret. Da, eu mă simt foarte bine când aud ce spuneți dumneavoastră, dar vă întreb acum și este o întrebare valabilă pentru toți trei. Cât de greu este să vă desfășurați activitatea? Pentru că știu că aveți activitate, dar știu că vă confruntați și cu probleme. Cât de greu vă este? Nu e un serviciu ușor. Activitatea asta de polițist, sunt probleme de logistică. Activitatea asta de polițist impune multe sacrificii, dar dacă o faci cu plăcere și îți dorești să ai rezultate, treci peste orice neajunsuri. Trebuie să recunoaștem că față de
vechea perioadă în care te chinuiai, nu aveai o mașină, nu aveai, adică din anii 90 și până în prezent instituția a evoluat într-un fel extraordinar. Ar fi fost culmea să nu. Aveam perioade în care exista o singură mașină la nivel de județ sau de municipiu, nu de județ, și o foloseau pentru anumite evenimente. În momentul de față nu există un post de poliție la nivelul județului Giurgiu care să nu dețină un autovehicul. Și toate autovehicule marca Logan, care nu poți să mai spui o Dacia veche, nu poți să mai folosești. Nu există în momentul de față în județul Giurgiu. Nu există la nivelul poliților orășenești și cel municipal în care să nu avem mașini suficiente. Sunt discuții pe la colțuri că, vezi, Doamne, nu ar avea poliția combustibil. Sunt anumite lucruri, are, nu are. Nu putem să avem, să dăm pe șanț. Avem combustibil, trebuie gestionat, ai o foaie de parcurs, trebuie să justifici acei kilometri, că doar nu plecăm cu mașina la plimbare. Sunt lucruri pe care trebuie să ținem și trebuie să ne gândim că și într-o familie facem la fel. Nu luăm niște bani și îi cheltuim așa, fără niciun rost. Se fac analize, se stabilește o cotă pentru autovehicul respectiv, mai ai nevoie, se distribuie din nou, adică se suplimentează acea cotă. Nu sunt probleme deosebite. Da, că ne-am dorit mai mult, că cu siguranță. Nu putem spune că nu ne-am dorit mai mult. Vedeți, profesia de polițist implică, este o profesie foarte frumoasă, dar implică, ai și satisfacții, sunt și riscuri. Te expui și la niște riscuri, dar o facem din plăcere. Da, e minunat să auzim. Cum e, domnule comisar șef Bonteanu? Cum e ca polițist? Da. În momentul în care te hotărăști să devii polițist, îți asumi anumite riscuri. Și acum vă privesc și potențial beneficiari ai campaniei și tu poți să fii polițist. Și după cum ați început discursul, cred că sunt ochi și urechi. Trebuie să știi că atunci când toată lumea se distrează, e liberă, tu ca polițist trebuie să participi la siguranța cetățenilor. Și atunci sărbătorile pascale le faci cam la serviciu, dar ți-ai asumat riscul și îți place meseria asta. Ai și tu timpul tău când poți să te distrezi, dar în mare măsură te-ai angajat să asiguri liniștea și siguranța celorlalți. Altfel nu te faci polițist. Cum este la dumneavoastră la rutier? Cum este ca polițist sau cum este... Hai, continuăm. Cum este ca și polițist? Și apoi... Ca și polițist, păi suntem primii care suntem văzuți de către cetățeni. Și atunci trebuie să avem o ținută impecabilă. Autoturismul de dotare să fie la fel. Aveți destule? Avem. Suficiente. Avem suficiente. Apoi modul de adresare și așa mai departe. Adică suntem în prima linie ca polițiști. E riscant? Este riscant? Sigur, cum, adică, ce polițist este mai expus riscurilor? De la rutier, de la combaterea criminalității, de la ordine publică? Poate că am fi subiectiv dacă am spune că unul sau altul. Fiecare, din punctul nostru de vedere, cel care acționează în stradă este cel mai expus. Da. Cel care... în birou, anumite alte fără. Cei operativi, cei din stradă și cum spunea colegul legat de cei din stradă, primii văzuți și nota noastră de ce o primim de la cetățean ca urmare a activității celor din stradă o primim. Degeaba în birou primești un cetățean, îi explici foarte frumos anumite amănunte din legislație, anumite aspecte care poate să le facă. Dacă în stradă ai un polițist care are un comportament altfel decât ar trebui să fie sau care are o ținută ce nu-i face cinste, dar la nivelul nostru, la nivelul județului, căutăm de fiecare dată să îmbunătățim această idee, această apropiere a cetățeanului față de noi și să se înțeleagă că polițistul nu e să dea în cap cuiva. Polițistul este să apere niște din drepturi, potrivă. Da? Și să vegheze la ordinea și niște publică. Să știți că pe mine mă scot din sărite cetățenii, da, și le spun privindu-i în ochi așa, care strigă în fața polițistului, eu te plătesc. Este, pe mine mă intrigă foarte tare și știu că dumneavoastră nu puteți să ieșiți să vă apărați sau să-i mustrați pentru asta, dar am să o fac eu.
În primul rând și noi suntem oameni și apoi suntem ceea ce suntem, suntem polițiști. Da. Fiecare e plătit de cineva. Nu îl plătesc eu pe domnul comisar șef, nu. Da, sunt banii de la buget care se împart așa cum trebuie. Trecând la lucruri mai concrete, se derulează niște lucrări pe podul prieteniei și aici vreau să ne răspundă domnul comisar șef Bonteanu. Lucrările de reabilitare de pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Am văzut cozi de camioane, am văzut poate circulația îngreunată. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca serviciu rutier și ce înseamnă pentru autoturism, mă rog, pentru conducătorul auto? A fost o perioadă, nu știu, mai bine spuneți da, dumneavoastră. Lucrările podului prieteniei au coroborat cu sezonul estival, când foarte mulți cetățeni din România trebuiau să treacă pe acest pod. Dar foarte aiurea a căzut, s-a suprapus. Sigur, nu știu, că aceste lucruri nu pot fi dacă le ieșea din prima, în sezonul ar fi fost rece bine. Și așa mai departe. Sunt detalii tehnice care Da. Noi transmitem cetățenilor, conducători auto, să aibă răbdare, să aștepte, să circulă alternativ. Colaborăm foarte bine cu partea bulgară, cu poliția de frontieră. Sigur că noi polițiștii rutieri nu făceam față dacă nu colaboram și cu colegii de la ordine publică. Prin birou de prevenire și prin dumneavoastră am informat cetățenii. Eu zic că nu au fost probleme deosebite. Da, la orele de schimb, ore de vârf, se mai așteaptă undeva, știu, la 25-30 de minute, dar în rest nu sunt probleme. Și au fost restricții, fiindcă a fost foarte cald. Da, acum au fost restricții de tonaj peste 3,5 tone. Au fost peste 40 n-au voie pe să drumurile circule, publice. Da. Dar au fost câteva zile și nu au ridicat probleme deosebite. Da. Altfel, evenimente rutiere? Din fericire, județul Giurgiu, eu vorbesc acum prin prisma cifrelor. Cu toate că mass media centrală în ultimele zile bine, mass media a publicat, prezintă și mai pe picior așa și e important să auzim de la dumneavoastră. Grave în țară. Din fericire, în județul Giurgiu considerăm că siguranța traficului rutier se situează în limite normale. Pot să dau un exemplu față de anul trecut, aceeași perioadă. De la începutul anului până în prezent avem undeva la minus 20 de accidente per total, minus 17 răniți grav și foarte mulți răniți ușor. Accidente cu victime? Ca accidente cu victime vorbesc. Da. Nu vorbim de cele cu vagoane materiale. Da. Deci ne situăm datorită activităților desfășurate de noi ca serviciu specializat în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, în colaborare și în sistem integrat cu serviciul de ordine publică, cu biroul de prevenire, am făcut diverse campanii, s-a acționat punctual pe cauzele generatoare și vreau să vă informez că anul acesta nu s-a produs niciun accident datorită vitezei excesive în județul Giurgiu. Sigur, sunt foarte multe datorate vitezei neadaptate, dar aici datorită faptului că partea carosabilă a fost acoperită cu gheață, cu zăpadă, neatenție, adică sunt să nu crezi că sunt viteze mari, nu. Ci pur și simplu, pe anumite segmente de drum trebuie să mergi cu o viteză care inferioară. Sunt segmentele de drum cele mai vulnerabile, să spunem? Sau unde suntem cei mai vulnerabili? Pe ce segmente de drum? Nu putem să spunem că avem un segment anume, dar totuși drumul național 5 Giurgiu-București, care este un drum de viteză, prezintă un pericol mai ridicat, dar acționăm cu aparatele radar, cu mai mulți polițiști. Da. În felul acesta am prevenit producerea accidentelor rutiere. Acum eu nu mă pricep, dar vă întreb ceva. Ați văzut că pe marginea șoselei, pe DN5, vorbim despre DN5, sunt acele șanțuri, râpe de 1,5 adâncime. Așa trebuie să fie? Cine hotărăște că trebuie să fie așa? Cine reglementează asta? CNADNR? CNADNR, prin proiectele care le-au emis. Adică, măcar mai... Sunt detalii tehnice, care administratorul drumului. Administratorul drumului. Dar nu știu, când vezi că se întâmplă niște accidente și când vezi că nu s-ar fi produs sau gravitatea n-ar fi fost aceeași dacă nu exista acel unghi de înclinare
și râpa atât de adâncă. Sunt calculate toate în așa fel să avem cât mai puține evenimente rutiere. Da, nu știu. Neatenție. Sunt convinsă că așa au făcut, dar aceste lucruri se realizează după consultări cu poliția rutieră, nu? Da. Poliția rutieră dă avize pentru ieșiri în drum național, pentru anumite amenajeri. Acolo era o lucrare mare care era un proiect, care a avut un proiect pe măsură și era aprobat la nivel de Ministerul Transportului. Nu, dar mă scuzați, observ că doriți să spuneți ceva. Dacă dumneavoastră spuneți că sunt făcute să prevină și eu v-am spus, este foarte adânc și nu există o bandă de urgență, de avarie și este atâtica, deci cât palma mea de la de unde se începe banda și până în râpă. Unde e? Vă rog. Este foarte strâmb, într-adevăr, porțiunile care sunt de refugiu pe DN5. Am observat și noi, și chiar am discutat cu colegii de la Poliția Rutieră în activitățile preventive pe care le-am întreprins pe DN5, atât pe DN5, DN5B și DN6. Și urmează ca șeful Poliției Rutiere să facă o informare către CNADNR pentru a crea spații. În vedere... Da, avem în vedere atât în zona DN5 cât și... Este nemaipomenit, da, pentru că eu sunt unul dintre exemple, adică circulând regulamentar cu viteză nu peste limită, mult sub limită. Da? Un a dormit, a intrat și... Sunt anumite aspecte care nu țin de poliție și trebuie informate. Da, știu, nu știam că CNADNR. Da, aceeași anomalie am mai constatat-o și la Ghimpați săptămâna trecută, unde am discutat, am avut o discuție cu primarul localității, unde trecerea de pietoni efectivă e pusă perpendicular pe o stradă. Pe o stradă principală. Da. Deci nu se poate așa ceva. Da, da, da. Da. Nu intră în atribuțiunile poliției. Și cred că a răspuns. A răspuns domnul primar, a discutat, o să facă și dumneavoastră informare, face și colegul de la Poliția Rutieră și sperăm să se reglementeze aspectele cât mai acestea curând. S-a văzut și la nivel de municipiu. Ați văzut acele alveole făcute pe șoseaua București, refugiu pentru pietoni, pe jumătate. Tocmai de aceea se intervine în momentul în care observi că ai niște cauze în producerea accidentelor, cauze să le eviți, te duci la, nu mergi doar pe efect, te duci la cauză, motiv pentru care au fost și acele propuneri, s-au făcut proiectele și au fost realizate acele alveoluri, care au un rezultat chiar foarte bun. Refugiu. Da, e un refugiu. Sau mai... ați văzut acolo la până în Adunații Copăceni, da, unde este liziera aceea, da? Și prăpastia între benzi. Ce o însemna aia? Riscant. Da, este foarte riscant. Nu știu, chiar am să fiu foarte atentă la răspunsul pe care îl primiți, pentru că se pierd vieții degeaba. Da, pentru că omul ăla poate printr-o tamponare ușoară se ducea câțiva metri, dar aceeași tamponare poate să-i provoace moartea doar fiindcă se răstoarnă în hău, așa. Să vă spun și colegul, sunt probleme tehnice care trebuie rezolvate, dar nu intră în atribuții. Da, știu, dar mă bucur să aflu de la dumneavoastră că ați făcut o informare și sau mai mult decât o informare, ați cerut să se ia niște măsuri. Fiindcă vorbeam de lucruri concrete. Giurgiu, un oraș fără posibilități, fără gri și trist, așa îi spun eu, unde nu se întâmplă niciodată nimic. Avem echipă de fotbal. Avem echipă de fotbal în prima ligă. Ia uite cine se gândea că vine Olympic Lyon la Giurgiu și... Da. Așa este și mai așteptăm joi și le ținem pumnii. Eu de-abia aștept meciul și voi fi acolo. Suntem pregătiți din perspectiva poliției giurgiuvene să facem față unui astfel de eveniment, pentru că se poate și mai și... Da, o să vă răspund eu pentru evenimente sportive, da, către dumneavoastră mă și uita. În mare parte este un tronson al ordinei publice. Noi avem o foarte bună colaborare cu jandarmeria. Pentru asemenea meciuri, dumnealor sunt cei care conduc aceste activități, pentru că sunt măsuri de asigurare a ordinii publice.
Și în cooperare cu noi am fost de fiecare dată foarte atenți la toate detaliile pentru a preveni orice eveniment nedorit, încă de la intrarea în județ, din zona adunaților Copăceni, până în preajma arenei sportive. Avem dispozitive create, mixte, jandarmi, poliție locală, poliție națională, unde nu am avut până acum probleme și chiar de la meci la meci ne-am îmbunătățit acest dispozitiv, astfel încât să putem avea în vedere orice risc. La fiecare meci se întocmesc anumite planuri de măsuri în care se stabilesc sarcini concrete pentru ordine publică, pentru poliția rutieră, pentru jandarmi. Toată lumea știe ce are de făcut. Acel plan este bine, este aprobat de conducerea inspectoratului. În colaborare cu jandarmeria se acționează foarte bine. Eu cred că noi, la nivelul județului, suntem pregătiți pentru asemenea meciuri. Am avut câteva, am demonstrat că se poate, dar dacă stăm să ne gândim, am avut câteva meciuri cu echipe internaționale, vorbeam mai devreme, Eskimo United, acea echipă scoțiană Inverness, în momentul de față o să primim olandezii AZ Alkmaar, o echipă care și-au anunțat vin și cu fani. În momentul de față suntem în posesia unor informații de undeva în jur de 50 de suporteri. Nu vor fi cum a fost la meciul cu Glasgow Rangers, care au fost cei mai mulți suporteri străini, dar liniștiți, oameni care vin din lumea fotbalului știu cum sunt sancționate asemenea acte de dezordine în stadioane și ca atare sunt... Giurgiuvenii cum se comportă? Foarte liniștiți, noi suntem bucuroși. Prea liniștiți. Nu, dacă mă întrebați pe mine prea liniștiți, ar trebui să strige cu toții Hai Astra. Noi prea am mulți avut... steliști în tribună, prea mulți dinamoviști, nu, prea liniștiți. Dacă am puteți să faceți ceva în sensul avut, ăsta, ar fi de mai avut pomeni. Discuții, pentru fiecare meci sunt niște ședințe tehnice în care discutăm toate aceste detalii și chiar în acele ședințe discutăm și lăudăm că adevăr, suporterii giurgiuveni se ridică la înălțime. Sunt ireproșabili. Vin frumos la stadion, și observăm... Și au cu semințe. Semințele. Da, observăm... Mai bine ar striga Hai Astra. Observăm copii, observăm femei, observăm... Adică da, este da. O atmosferă da. Chiar bine, sportivă. Ar fi și păcat da. de stadionul ăla. Nu am spus. Niște, da. Orașul unde nu se întâmplă nimic. Știți cum e, cetățeanul trebuie să înțeleagă că vine la un spectacol. E un meci de fotbal, e un spectacol. Vine cu familia, vine cu copilul. Da, poate să strige. Și poate să strige. Mai este îmbucurător că împotrivă. În ultima perioadă da. Se observă o creștere a publicului către stadion. Chiar se observă. Poate că rezultatele aduc suporteri. Rezultatele aduc suporteri, nu știu. Așa, un patriotism local să funcționeze și la noi, că e păcat. Eu chiar am vorbit cu jucătorii și i-am întrebat... Vorbeam, sunt foarte încântați de galeria inimoasă, dar au spus că le-ar plăcea să fie încurajați de... Vedeți, noastră... Zâmbiți ca un dinamovist George, acum. Nu, ca un stelist. Așa, un stelist, da. Nu. Vedeți, noastră, echipa Giurgiu a apărut mai târziu, a venit mai târziu aici, a venit de la Ploiești. Cetățenii au fost învățați cu Steaua, Dinamo, Craiova, cluburi mari. În momentul de față, giurgiuvenii Astra atrage suporteri lângă. Nu aveau de unde să aibă suporterii Stelei la nivel național sau al Dinamo. Sau... Da. Era normal, dar se observă totuși că giurgiuvenii nu sunt alături de echipa Astra în momentul în care joacă cu aceste echipe. Steaua, Dinamo am sau așa. Am crescut cu echipele mari, Dinamo, exact. Steaua, Rapid. Da. Dar acum sunt. Încolo. Și eu am crescut, adică stelistă, ce să recunosc. Probabil copii de acum care sunt micuții vor vedea asta. Da. Da. Dar vă spun, nu, când îi văd... Noi da. Le sugerăm spectatorilor chiar să meargă pe același ca la pot, ca și acum, să dea fie dovadă liniștit, de decență, să fie liniștit, da, să fie nedorit, sigur că da. Sigur că da. Cineva întreabă, poate interveni poliția rutieră și ARR pentru un control auto în oraș? Sunt niște indivizi care și-au modificat tobele de la eșapament și scot niște sunete foarte deranjante, mai ales noaptea. Mulțumesc! Sigur că poate nu cu ARR-ul, ci cu RAR-ul, Registrul Auto Român. Așa a scris. Instituția specializată în depistarea defecțiunilor tehnice.
Da, avem acțiuni comune, ca și cu ARR-ul, de altfel, punctuale, dar acum trebuie să modificăm programul în funcție de cei cu tobele de eșapament care emit zgomote puternice. Și emisii. Au emisii, da. Acționăm în tot județul. Zilnic este un program, acționăm și în zona Bolintin, în zona Mihăilești, pe drumul național 5 și în municipiul Giurgiu. Acum trebuie să acționăm și noaptea. Da, cât să puteți și noastră. Eu știu, eu înțeleg. Cazuri rare acestea, dar sunt, că nu avem ce face. Trebuie. Așa este. Întorcându-ne la atmosfera din oraș, cel puțin în vara asta a fost liniștit, nu? Dumneavoastră știți mai bine. Din perspectiva dumneavoastră, din numărul de evenimente, cum a fost vara? Vara la Giurgiu, care e pe sfârșit, dacă mă întrebați. Având în vedere că la nivelul județului, municipiului Giurgiu și chiar și în județ, nu avem o economie care să ne permită anumite cluburi, anumite discoteci, ești mai liniștit. Nu sunt niște puncte unde ar putea izbucni anumite conflicte. Pe rutieră suntem un oraș de tranzit către o altă țară și nu suntem tranzitați dintr-un județ în altul sau poate mai puțin în zona de N6 dacă ne ducem către zona Olteniei. Da, către zona Olteniei. Dar putem spune că într-adevăr a fost o vară liniștită. Nu am avut evenimente deosebite. Iată. Situația operativă chiar putem spune că a fost ținută sub control și vreau să intervin puțin mai devreme, spuneați noastră de întrebaseți de probleme și m-am spus că nu avem mașini, avem poate că suferim puțin la efective. Mi-a adus aminte colegul în momentul și în care a spus că trebuie lucru. Să ne ducem după program, să găsim când să circulă și cum. Într-adevăr, avem o problemă de efective în sensul că noi nu avem o pepinieră de polițiști. Giurgiu scoate 1, 2, 3 polițiști pe an și de pensionat încetul cu încetul. Da, și acum am să-l întreb eu pe domnul comisar șef Bătrânache, fiindcă s-au finalizat activitățile de recrutare în campania, poți să fii și tu polițist. Care sunt rezultatele? Deci, la nivelul județului Giurgiu, am derulat această campanie, prima etapă din această campanie, în perioada martie-iunie. Avem, într-adevăr, am avut foarte mulți candidați care s-au înscris la aceste școli din rețeaua Ministerului Afacerilor Interne și am o cifră de la colegii de la Resurse Umane. Eu am lucrat la Resurse Umane o perioadă bună de timp și sunt mândru că am lucrat în acest serviciu. Deci au fost recrutați per total la nivel de inspectorat pentru instituțiile de învățământ 280 de candidați, dintre care 280 băieți și 70 de fete. Pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Arma Poliție, au fost recrutați 97 de candidați, 71 băieți și 26 de fete. Mai rău este că din cei care au participat la examen au fost declarați admiși decât 4 candidați, 2 băieți și 2 fete. Este o cifră într-adevăr mică pentru nevoile județului Giurgiu. Să sperăm că de la an la an tinerii noștri se vor îndrepta către profesia de polițist și vom continua și cu cea de-a doua etapă din toamnă, din luna octombrie până în decembrie, să promovăm profesia de polițist. Mai greu este pentru că, vedeți, pregătirea este la fiecare dintre candidați. Nu putem noi să-i pregătim. Se văd și rezultatele. Ce bagaj de cunoștință vine din liceu, că sunt rezultatele de la BAC. Rezultatele de la BAC, vedeți și dumneavoastră, județul Giurgiu, ne situăm undeva pe locurile... Nu, pe ultimul. Pe ultimul loc. Și lasă un pic de dorit. Parcă te doare sufletul așa când vezi că... Cred că ne-a luat vasluiu. Da. Serios. Și păcat.
Pentru școlile de agenți de poliție s-au recrutat și aici o serie de candidați. Ca cifra așa sunt 172 de candidați recrutați, dintre care 130 de băieți și 42 de fete. Urmează ca examenele de admitere pentru școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, unde s-au înscris acești candidați. Nu au optat și pentru școala de la Cluj, pentru Septimiu Mureșan. Se desfășoară în perioada 5-11 septembrie 2015. Fete și băieți, pentru ce optează fetele atunci când își doresc să îmbrace haina de polițist? Vedeți dumneavoastră, fetele sunt mai tocilare, într-adevăr, și sunt mai bine pregătite din punct de vedere profesional. Și pe perioada liceului au un bagaj de cunoștințe mai și pot fi admise mai repede la aceste școli. Dar... Deci la teorie iau fața băieților. Mai greu cu probleme sportive pentru fete, unele dintre ele. Da. Pentru în școlile de agenți de poliție, atât de ofițeri cât și de agenți de poliție, se face o pregătire generală de poliție. Deci ei termină ordine publică. După ce sunt repartizați la nivelul inspectoratului, în funcție de media obținută pe perioada școlarizării, sunt repartizați pe profile. În momentul de față s-a instituit în Academie și sunt profile din anul 2, se trece pe profil și într-adevăr e o alegere pe care o faci fără să știi ce înseamnă ordinea publică, rutiera, CCO. Deci, acum copiii, tinerii se interesează, toată lumea caută să vede câteodată foarte frumos circulația. Da, le plac. Depinde Da. Da, sunt seduși de prima linie, așa, acolo, dar e greu. Poate economic, poate puțin către CCO, prima organizată. Da. În perioada anterioară... Câte doamne avem la Giurgiu? Aproximativ. Aproximativ 112. Și la operativ? Am 50%. Poate chiar mai puțin. Poate chiar mai puțin. 40%. Și cum e cu doamnele în munca operativă? Domnul Bratu. Sunt fete pe care chiar poți să te bazezi. Sunt fete în teren care chiar sunt mai descurcărețe și decât băieți. Da. Nu sunt avem de ce să ne plângem. Că unele sunt puțin mai timide la început, dar am întâlnit polițiste care chiar ești mândru să lucrezi cu asemenea polițist. Am întâlnit polițiste care știu să solicite anumite date unui cetățean, știu cum să pună problema. Eu, în prealabil, înainte a fi șef de serviciu de ordine publică, am fost șeful biroului de ordine publică la municipiul Giurgiu și am avut ocazia să propun câteva fete pentru acel concept de poliție de proximitate. Din punctul meu de vedere, mi s-a părut foarte bună ideea ca polițistul de proximitate să fie fată pentru a se deplasa în școli, pentru a purta anumite discuții. Dar ce spunea și colegul domnul comisar Șervătnache, au o altă pregătire în a prezenta anumite lucruri. Teoretic sunt mai deschise, mai dezghețate. Băieții sunt un pic mai direcți, mai greu cu... Câți tineri absolvenți de Academie de Poliție aleg să se întoarcă în Giurgiu după absolvire? Deci aici vă pot da un răspuns, pentru că am lucrat în domeniu și pe parcursul anilor am constatat că, de regulă, cei care sunt selecționați pentru Giurgiu se întorc la Giurgiu. Am avut foarte puține cazuri când au rămas în București, fiind mai aproape, București oferindu-le alte posibilități. Se duce și Bucureștiul. Se duce, adică. Au constatat că totuși trebuie să vină înapoi. Să vină totuși la origine. Da. Mai greu este, v-am spus, și cu admiterea. Pentru că sunt foarte puțini și este o... Noi avem foarte mulți tineri în momentul de față din județe gen Dolj, Olt și... Mehedinți, da. Neavând candidați noi... Având în vedere că sunteți obligați să interveniți prompt la orice evenimente semnalate prin numărul de urgență, numărul unic de urgență 112, cât de greu sau cum gestionați aceste intervenții? Sunt multe, sunt puține.
Cât de greu este să acoperiți? Că sună, am văzut, sună... O să expun eu câteva situații. La nivelul județului avem undeva în medie între 1100-1600 de apeluri pe lună. Da. Da, județ, per total județ. Nu putem spune că sunt multe sau puține. Aici depinde de problema cetățeanului, dar putem spune că sunt foarte multe din aceste apeluri care nu se justifică. Sunt foarte multe abuzive. Ordonanța 34 din 2008 prevede ce înseamnă un apel de urgență și spune ce înseamnă un apel abuziv sau un apel nejustificat. Cum sunt pedepsiți cei care... Ordonanța respectivă prevede o sancțiune de minim 5 milioane și noi sugerăm colegilor din teritoriu să aducă, să promoveze această ordonanță, să o prezinte cetățenilor că poate nu este o scuză că nu cunoști legea, dar putem fi umani și poate ca cetățeanul respectiv să nu își dea seama atunci că mă, totuși nu era de 112, dar dacă e un cetățean de bună credință, poate fi avertizat, nu neapărat să-i se dea o sancțiune în primă fază, omul va înțelege și în data viitoare nu va mai apela abuziv. Apelarea abuzivă prevede acel apel în care polițistul e la fața locului și el continuă să sune, că el nemulțumit de o măsură sau ceva. Acel apel nejustificat e mai de înțeles, pentru că cetățeanul nu își dă seama ce înseamnă urgență. Poate că e urgența lui. Dar noi, cu sprijinul Biroului de Analiză Prevenirea Criminalității, care ne sprijină pe toți din poliție, dumnealor sunt cei care, funcție de analizele noastre, merg, ușurează, practic, merg și prezintă, explică și scot în evidență toate aspectele care ne pot îmbunătăți nouă activitatea. Întorcându-ne la apelurile 112, permanent, în fiecare dimineață, sunt analizate, se vede unde stăm și căutăm să intervenim și să conștientizăm cetățenii că aceste apeluri date nejustificat pot dăuna altor cetățeni care într-adevăr au probleme. Pentru că e posibil să ai 1, 2, 3, 4 echipaje, să le ai pe toate ocupate, să ai nevoie de un alt echipaj pentru o urgență justificată și să nu poată ajunge pentru că mai are altele. Poate apela a doua zi la postul de poliție, poate suna direct la dispeceratul poliției municipale sau orășenești. Sunt foarte multe modalități în a lua legătura cu polițistul. Noi avem un telespectator la telefon care, sigur, cu dumneavoastră are o treabă. Bună seara! Bună seara! Mai tare vă rog, sau îi rog pe colegii mei din regie să ridice sunetul în platou. Vă rog! Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu Vlad Țepeș. Cu Vlad Țepeș? Da, acesta este numele meu. Am și o întrebare pentru dumneavoastră, pentru Florina Dăguli. Vă rog! Dacă dumneavoastră le știți așa de mult pe toate, de ce nu participați dumneavoastră la primărie? Da. Să particip la... Nu știu, da. Le știu pe toate, nu le știu pe toate. Aș fi vrut să le știu pe toate, nu le știu, dar mai învățăm. Am ajuns la final și nu putem să încheiem emisiunea până nu discutăm puțin despre, este ultimul punct pe care vreau să-l discutăm, nu cel mai lipsit de importanță, din potrivă. Având în vedere că urmează un nou an școlar în mai puțin de o lună, cum vedeți dumneavoastră menținerea ordinii publice în unitățile de învățământ? Această activitate e o prioritate pentru întreg Inspectoratul General al Poliției Române. Dar la nivel de Inspectoratul Poliției Române a fost elaborat un plan de măsuri transmis în teritoriu, pus în aplicare la noi în județ și permanent aspectele legate de unitățile de învățământ au stat în atenția noastră. Ca și rezultatul acestor
implicări din partea poliției. Avem un exemplu, anul școlar care s-a încheiat, am avut 6 fapte înregistrate în școli. Vă întrerup pentru că l-am avut în platoul emisiunii și nu odată pe domnul inspector școlar. Nu, și pe domnul inspector general școlar, care a aplaudat ceea ce vreau să vă spun acum, dar și pe șeful inspectoratului de poliție, domnul comisar șef Vasile Tache, pe care îl și salutăm de aici din platou. Îl așteptăm cu un bilanț așa cum suntem noi obișnuiți, fiindcă vrem să știm ce face poliția. Cel mai crescut grad de siguranță la Giurgiu, în perimetru. Da, față de anul trecut, unde anul 2013-2014, unde înregistrasem undeva de 14 fapte, anul 2014-2015, adică avem cu ce să ne lăudăm. Da. Chiar avem. Și cu toată lipsa aceasta de personal zilnic, avem oameni care merg în jurul unităților, în zona unităților de învățământ, împărțite între ordine publică și poliție rutieră, pentru că la intrarea și ieșirea din unitățile de învățământ este o aglomerație. Avem acele treceri de pieton la școala 4, la liceul Ion Maiorescu, la liceul Tudor Vianu, unde necesită întotdeauna sprijin. Avem și jandarmeria. Întotdeauna am împărțit aceste atribuții, toate structurile ce țin de ordine și siguranță publică. Jandarmerie, poliție locală, poliție rutieră. S-au înmulțit pentru și mașinile singur, în oraș. Exact. Și o singură structură n-ar putea face față. Dar aceste măsuri sunt luate și sunt avute în grijă de toți, motiv pentru care chiar suntem convinși că elevii în județul Giurgiu sunt într-o siguranță deplină. Acele furturi de telefoane din școli, că sunt câteva, sau din clase. Da, intră sau la categoria găinării. Copilul vine acum, copilul la vârstă fragedă, vine cu cel telefon, l-a uitat și l-a luat un alt coleg. Da. Noi ne interesează acele fapte cu violență, faptele din zona unităților de învățământ, nu neapărat interiorul, în cinta unității de învățământ. Și eu cred că, într-adevăr, părinții n-au de ce să-și facă griji. Și pentru că am ajuns la finalul emisiunii, vreau să transmiteți așa un mesaj. De exemplu, domnul comisar șef Cătălin Bontanu, un mesaj conducătorilor auto. Să respecte regulile de circulație și să bazeze pe circulația, pe poliția rutieră din Giurgiu. Am fost mereu aproape de cetățeni. Și să mai fiți și să fiți indulgenți. Am colaborat și noi nu facem decât să încercăm să reducem evenimentele rutiere cu consecințe grave. Da, domnule inspector principal, Marian Bradu, mesaj. Din partea structurii de ordine publică îi asigurăm că vor fi întotdeauna în atenția noastră pentru a se simți în siguranță. Suntem structura cu cel mai mare număr de polițiști de la nivel de județ, motiv pentru care suntem și vizibili împreună cu poliția rutieră cel mai mult și îi asigurăm că permanent căutăm să ne perfecționăm și să rezolvăm toate problemele care sunt de competența noastră, în situația în care nu sunt, să îi îndrumăm să-și poată soluționa neajunsul. Și până să adresați mesajul, vreau să vă citesc un mesaj de asemenea de la un telespectator, pentru că nu pot să-l las fără să audă un răspuns. Întreabă cineva, dacă cineva suferă de discromatie, acea boală la ochi, poate să se înscrie la școala de poliție? Nu poate, pentru că este o probă eliminatorie. Medicul unității va fi un examen de specialitate pe probleme medicale și sigur nu va accede în rândurile în școlile în rețeaua Ministerului de Interne. Domnule comisar, și mesajul dumneavoastră către Giurgiu. Mesajul meu, ținând cont că colegul meu, domnul inspector principal Bradu, vorbea mai devreme de începerea școlilor, vreau să transmit elevilor, în primul rând, și cadrelor didactice că vom continua aceeași colaborare, bună colaborare pe care am avut-o pe parcursul acestui an școlar. Vom continua activitățile educativ-preventive în unitățile de învățământ. Avem o foarte bună colaborare cu domnul inspector școlar general, domnul Gigi Oprișan. Avem o foarte bună colaborare cu directorii de unităților de învățământ din județ, cu consilierii educativi și
vom prezenta în continuare principalele probleme preventive cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi. Și aici aș enumera delicvența din mediul școlar, traficul de persoane, traficul de droguri, criminalitatea informatică, disparițiile de minori, prevenirea accidentelor rutiere și, nu în ultimul rând, ce spunea și colegul meu, folosirea acestui sistem național unic pentru apeluri de urgență 112 să fie făcut în mod corect, civilizat și nu în mod abuziv. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în platou, vă mai aștept. De asemenea, îl așteptăm în emisiune și pe domnul Vasile Tache, șeful Inspectoratului de Poliție Giurgiu. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim și mulțumim și telespectatorilor Giurgiu pe această cale, care vă, sigur, v-au urmărit într-un număr foarte mare. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Noi ne revedem joi. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!